Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la o ediție specială a punctului culminant. Coordonatorul stării de urgență va fi imediat în direct alături de noi, domnilor și domnilor. Veți afla din gura lui cele mai noi date oficiale, direct din comandamentul de criză. Raed Arafat vorbește despre noile cazuri confirmate și raportate de autoritățile de la București. Veți vedea și cum arată spitalul blocat de virus. Sunt imagini incredibile și ne întrebăm împreună, poate găsim și un răspuns, cine îi responsabilizează pe inconștienții care mint, doamnelor și domnilor. Îl veți vedea și îl veți cunoaște în toată splendoarea lui pe românul care s-a urcat în avion cu virusul confirmat. Cum a mințit acesta cu dovada infectării în buzunar în doar câteva momente în această seară? Au fost încă 26 de cazuri noi confirmate în București. Gabriela Firea va fi, după cum v-a obișnuit, în direct la punctul culminant cu ultimele date și măsuri de la Primăria Capitalei. Rături de mine se află colega mea Flaviana Marcu. Ea a urmărit toată ziua asta nebună și ne face un rezumat. O poză a momentului. Bună seara, Flaviana. Bună seara, Victor. Bună seara tuturor. Ca să vorbim strict pe cazurile oficial confirmate în această seară la ora 18, avem 217 români care au fost infectați cu acest virus. Avem 19 pacienți care s-au vindecat, 18.965 de izolați la domiciliu și 3.373 de români aflați în carantină. Dintre cazurile noi care s-au confirmat astăzi, vorbim de persoane între 26 și 64 de ani și din totalul acesta de 217 pacienți, 4 dintre ei sunt deja transferați la terapie intensivă pentru că au suferit complicații. Au apărut însă, Victor, astăzi două situații extrem de interesante. Pe de o parte, vorbeai de acel român care s-a urcat cu dovada faptului că are coronavirus în buzunar, în bagaj. Da. El s-a urcat în avion de la Madrid și a venit în România. A fost luat cu izoleta de la... Da, la Madrid l-a căutat cineva, că totuși Madrid într-o zonă sensibilă a Europei. Păi aici intervine minciuna lui, că dacă nu a spus nimănui că are acel certificat de la medic, e foarte interesant să afle autoritățile române cum a urcat el în acel avion, cum a fost lăsat de fapt să plece din spital. Parcă noi ne plângeam că nu avem suficient de termoscanere. Aeroportul Barajas din Madrid, iartă-mă, e partea aeroportului. E adevărat, dar dacă el era asimptomatic sau îi trecuse perioada de febră, nu avea termoscanerul ce să-i facă. Dar și mai interesant, interesant poate nu e cuvântul potrivit, pentru că și mai periculos de atât, e faptul că 22 de cadre medicale au fost infectate, au fost confirmate astăzi ca fiind infectate. Cele 22 de cadre... Un spital militar este pus pe butuci cu un obiectiv totul. Militar până la urmă, dacă e să o luăm, să o luăm așa. Situat în mijlocul capitalei. 17 medici de acolo au fost luați cu izoletele și trimiși la spital de boli infecțioase. Dar din totalul de 217 pacienți, atenție, 52, adică un sfert, ca să rotunjim în termeni jurnalistici, au fost îmbolnăviți de acel ofițer care a mințit că vine din Israel sau de contacte ai acelui ofițer. Deci ce s-a întâmplat cu blocarea acelui spital până la urmă? Iată că un sfert din cazurile din România au plecat de la acel pacient. Deci avem astăzi, să vorbim doar astăzi, pentru că putem să vorbim și de tânăra care s-a plimbat în spital și s-a dus să-și facă RMN-ul, putem să vorbim de cei 12 oameni aflați în izolare la domiciliu, care n-au mai fost găsiți acasă. Din sectorul 4 pe care căutau băluță cu miliția locală? Păi, era normal să-i caute cu miliția locală din moment ce ei trebuiau să fie la domiciliu, dar nu i-a găsit nimeni acasă. Sunt 40 de dosare penale până în acest moment, dar cred că este justă întrebarea. Cine îi poate controla pe acești inconștienți care mint? Hai să vedem. E minciună, nu e nimic altceva. Uite, hai să vedem o autoritate a statului, domnul și domnul, pentru că discutăm cu autoritățile în această seară. Domnul Nelu Tătaru, secretar de stat la Ministerul Sănătății. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Domnul ministru, punem și noi o întrebare. Îi poate responsabiliza cineva pe inconștienții ăștia care bănănăie pe toate coclaurile să suie în avioane cu certificatul de bolnav în buzunar și împrăștie în tot poporul cu virusul? Vedeți, dumneavoastră, până la starea de urgență vorbeam de acel spirit civic pe care îl găseam și nu prea îl găseam. Suntem într-o stare de urgență în care niște măsuri pot merge până la limita niște drepturi elementare și niște drepturi ale persoanei. Sunt sigur că, teribilismul, poate inconștiența, apar la mulți dintre noi în momente
mai liniștite sau nu. Dar acesta este un moment destul de dificil în condițiile în care o țară întreagă încearcă să stăvilească ce a cuprins o lume întreagă. Suntem într-un moment în care am cerut și am, eu știu, și am insistat poate de peste 6 săptămâni. Haideți să ne respectăm unei pe alții și haideți să respectăm o izolare. 14 zile din viața noastră poate salva sănătatea unei țări. Domnul ministru, dumneavoastră vorbeați de restrângerea constituțională a unor drepturi și libertăți cetățenești pe o perioadă temporară. Mi-e teamă că dreptul de a fi tâmpit și inconștient nu ți-l poate restrânge nimeni, oricât s-ar strădui. Mă abțin. Păi, iertați-mă, orice măsură ar lua autoritățile din România, dacă ăla să suie cuțitul la buzunar că e infectat și merge liniștit până la București, într-un avion cu... Din fericire, doar 60 de persoane, că e perioada de criză, cum credeți că poate fi disciplinată la până? Ce măsuri coercitive? Și presupunând că îl trimiți la brutărie, ceea ce dați-mi voie să mă îndoiesc foarte sincer. E post-factum. Da. Gândiți-vă că acolo este un șir de erori sau un șir de indolențe. Un pacient care este depistat coronavirus într-o țară ca Spania, similară Italiei, în care cei cu simptomatologie ușoară și medie sunt trimiși la domiciliu pentru izolare, primește această indicație de izolare la domiciliu, nu o respectă, merge la aeroport, trece de un control al unei firme de transport aerian care acceptă fără un control sau fără un chestionar un pacient să urce, se văd manifestări pe tot timpul zborului, ajunge la București, îl luăm și îl filtrăm prin toate trecătorile noastre, iar cei de la DSP când îl înghesuie un pic cu ușa spunând oarecum de unde vine, ce va isca venirea din acea zonă, dar simptomatologia lui va necesita tot felul de testări și controle, atunci scoate un document în spaniol în care ne arată că este testat și este confirmat cu coronavirus. Până unde poate merge indolența unuia sau inconștiența unuia în care să pună în pericol și viața a 60 de concetățeni de ai lui. Domnul ministru, vorbesc cu specialistul Nelu Tătaru, nu cu demnitarul, nu cu... Spuneți-mi și mie, spitalul ăla Gerota mai e folosibil în momentele astea? Sau care nu, este nu mai stadiul? Este folosibil. Nu, nu mai este folosibil, este într-o carantină a celor care au lucrat acolo și a restului pacienților. Vedeți din cei câți 33 de acolo, da, de astăzi, sunt 22 sunt de la Gerota. Da, sunt contacți ai contactilor, sunt contacți ai celui din care a fost cauza primară. Să spunem, vedem o parte bună în care ei sunt asimptomați sau simptome fruste, dar rămân ca și efecte ale unui domn care a ascuns, a ignorat sau poate s-a crezut mai puternic decât toată lumea. Câte paturi are spitalul ăla, domnul doctor? Eu sunt stat la Ministerul de Interne, dar nu mă pot interesa și vă pot spune. Nu, aproximativ, na, că stau să mă gândesc că totuși e un spital măricel, nu e o sărăcie de policlinică cu 3-4, da? Că încercam să-mi dau seama câți oameni sunt privați acum, deși poate ar avea nevoie de dreptul de a fi internați și tratați în sistemul sanitar de stat. Că, dincolo de numărul de locuri, infectați sunt managerul spitalului, infectați sunt doctori, infectați sunt asistenți, tot personalul din secții și din primirile urgențe. Și există, nu știu, un termen rezonabil în care spitalul ăsta ar putea fi redat în circuitul public? Un termen rezonabil în care, dacă ne gândim doar la spațiu, da, să spunem, îl putem deschide într-o săptămână, dar cu ce personal? Păi și asta e o întrebare, că până la urmă e un cumul de factori. Trebuie să fie spațiul igienizat și probabil, nu știu, habar n-am, care să corespundă unor standarde de civilizație și de sănătate și niște cadre medicale sănătoase. Chestia asta trebuie să întâmple cu un comitet, nu? Așa este, vezi dreptate. Domnul ministru, să eliberează într-o dușmănie locuri din spitale, iertați-mă de la țigări, pentru găzduirea pacienților infectați cu coronavirus. Totuși, coronavirusul nu e singura boală care dăinuiește pe planeta Pământ și cu atât mai puțin în România. Sunt oameni care au alte afecțiuni și care sunt internați. Oameni unde vor fi tratați în momentul în care vor fi puși să elibereze paturile pentru noile loturi de infectați cu coronavirus? Da, pregătim efectiv locuri pentru cei care sunt patologie non-corona în clinicile și secțiile de pneumologie și secțiile de boli infecțioase ale spitalelor de suport din linia a doua.
ei vor rămâne în spitalele județene și în spitalele de pneumo și boli interne, și secțiile de boli interne, atât timp cât numărul va permite. În scenariul 4, după cum vă spuneam, cazurile ușoare și medii de coronavirus vor fi tratate acasă, rămânând ca în secțiile de boli infecțioase să fie tratate doar cazurile severe, iar în clinicile de terapie intensivă, cele care necesită suport cardiovascular și respirator. Domnul ministru, la un factor de multiplicare de 1, 2, 1, 3, cum apare acum, calculat aritmetic, din statisticile oficiale, mi-e teamă că, de fapt nu mi-e teamă, simplu calcul aritmetic arată că în 2-3 săptămâni o să fie 10.000. Ar trebui să ne înspăimânte asta? Calculele noastre la fel sunt făcute. Depinde foarte mult în acest scenariu de posibilitățile noastre de a limita aceste focare și de a nu lăsa să conflueze focarele mici pentru a încuraja transmiterea locală, cât și creșterea lentă a numărului de cazuri. În acest moment, numărul de cazuri pe care îl înregistrăm sunt acelor aflați deja în carantină, deci o transmitere locală limitată, sau a contactilor diferitelor cazuri deosebite, Gerota, Parlament sau Valea Jiului. Domnul ministru, bănuiesc că mai avem relații diplomatice cu China, n-am aflat să le fi rupt între timp. Avem. Noi ne-am informat, mă refer la nivel oficial de stat, de specialiști, tot, cum au rezolvat-o ei. Bun, ei au generat-o, ei au rezolvat-o. Există un răspuns de la specialiștilor? Iertați-mă că vă întrerup, aștept imediat răspunsul noastră, dar domnii Vela și Arafat sunt împreună cu noi și fac anunțuri importante pentru populație, să-i ascultăm. Bună seara! Imediat după ce președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul de instituire a stării de urgență, am convocat ședința Colegiului de Conducere al Ministerului Afacerilor Interne. La ședință au participat domnii secretari de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, pe care îi vedeți alături de mine, și care de ieri fac parte din grupul de decizie la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cel care decide și propune acțiunile ce le vom lua pentru combaterea răspândirii noului coronavirus. Am decis să propunem Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență evaluarea unor măsuri, astfel încât am emis ordin de comandant, ordin al Ministrului Afacerilor Interne sau ordonanță militară. Vă aducem la cunoștință următoarele decizii. Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, activitate organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației. Este permisă organizarea de către aceste unități economice de profil a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip drive-in, room service sau livrare la client. O altă decizie se referă la suspendarea tuturor activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală realizate în spații închise. Următoarea decizie interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane în spații deschise. Organizatorii evenimentelor desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați
să dispună măsuri care să asigure distanța de minim un metru între participanți. Totodată, am decis cu privire la transportul de marfă că toți conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitate maximă autorizată mai mare de 3,5 tone au obligația ca în punctul de trecere a frontierei să aibă asupra lor și să poarte mijloace individuale de protecție precum dezinfectant, mănuși mască pentru față și să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinație. Conducătorii de autovehicule menționați anterior, care sosesc din zone roșii sau zone galbene, ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptome asociate infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2. Totodată am decis cu privire la export următorul lucru. Ansamblele și subansamblele echipamentelor medicale fabricate în România pentru beneficiari din afara teritoriului național nu fac obiectul restricțiilor la export. O altă decizie destul de importantă pe care am luat-o în această seară, mai ales după evenimentul înregistrat astăzi pe aeroportul Henri Coandă, se referă la următorul lucru. Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România. Pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura intră în vigoare, începând cu data de 18 martie, ora 18, ora României. Totodată, cu privire la zborurile din Italia, am prelungit măsura suspendării acestora, zboruri efectuate de operatori economici aerieni spre și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23 martie 2020. Amintesc faptul că ele erau deja prelungite până la această dată. Aceste măsuri, trebuie să precizăm, că nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice, necomerciale sau de urgență. Totodată, astăzi am emis un ordin al Ministrului Afacerilor Interne, prin care am stabilit că, pe durata stării de urgență, instituită prin decretul președintelui României numărul 195 din 2020, Poliția Română, Poliția Națională, va conduce operațional prin inspectoratele județene și prin Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, poliția locală care funcționează pe raza de competență. În această perioadă avem cu toții nevoie de încredere, responsabilitate și solidaritate. Îi rog în continuare pe domnul Despescu să prezinte măsurile ce țin de componenta de ordine publică și pe domnul Arafat pe cele ce țin de componenta de situații de urgență. Vă rog. Mulțumesc, domnule ministru. În aplicarea măsurilor stabilite prin decretul prezidențial, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost adoptate următoarele decizii, ținând cont de două obiective majore. 1. Să fie aduse la îndeplinire sarcinile suplimentare ce revin unităților Ministerului Afacerilor Interne
pe linia prevenirii și răspândirii coronavirusului. 2. Să fie asigurat un climat optim de ordine și siguranță publică și un răspuns ferm la orice formă de criminalitate, în special a celei care dorește să profite de această stare de urgență. Astfel, structurile de poliție locale sunt coordonate operațional de inspectoratele județene de poliție, efectivele de poliție locală sprijină Poliția Națională în măsurile de ordine publică. La nivel național, sunt constituite echipe mixte de cercetare și documentare și sunt accentuate verificările privind modul în care sunt respectate condițiile de izolare, corectitudinea informațiilor furnizate de cetățenii care intră în România și orice alte aspecte ce țin de asigurarea ordinii publice. Parchetul General și Ministerul Afacerilor Interne au organizat în comun activitatea administrativă și programul intervenției al unităților de parchet și de poliție judiciară pentru a fi în măsură să asigurăm un răspuns operativ și ferm în fața oricărei forme de criminalitate. Precizez faptul că, potrivit codului penal, săvârșirea unei infracțiuni, profitând de situația prilejuită de starea de urgență, reprezintă o circumstanță agravantă. În acest caz, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special, iar în unele cazuri, chiar se poate adăuga un spor de până la 2 ani închisoare. A fost întărită prezența în stradă a structurilor de ordine publică la nivel național și aici mă refer la poliție, jandarmerie și poliție de frontieră. Dispozitivul de polițiști de frontieră este suplimentat și sunt înăsprite măsurile de verificare la frontieră, atât din punct de vedere al trecerii frontierei, cât și pe fâșia de frontieră. Vă asigur că în această perioadă continuăm activitățile specifice la frontieră pentru prevenirea migrației ilegale, contrabandei, traficului de persoane și a celorlalte acte ilicite. Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și analiza bazelor de date sunt subordonate operațional inspectoratelor județene de poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru creșterea capacității de verificare și scurtarea perioadei de răspuns în cazul anchetelor epidemiologice. Au fost suspendate exercițiile, simulările, aplicațiile și orice alte activități care pot interfera cu măsurile luate pentru combaterea răspândirii infecției cu noul coronavirus, cu excepția celor cu caracter militar, desfășurate în poligoanele de instrucție. Au fost stabilite și aplicate planuri de măsuri pentru asigurarea permanenței la unitățile operative și creșterea capacității operaționale a acestora. Toate aceste decizii sunt aplicate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, în strânsă colaborare cu instituțiile partenere din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Începând de ieri, odată cu declararea stării de urgență, la nivel național au acționat peste 28.000 de polițiști, pompieri, jandarmi, polițiști de frontieră, personal al Inspectoratului General al Aviației și Serviciilor Publice Comunitare. Menționez că dintre aceștia, peste 10.000 de polițiști și peste 7.000 de jandarmi au desfășurat misiuni ordonate și au asigurat răspunsul la sesizările primite, iar peste 5.000 de pompieri au fost angrenați în misiunile curente privind situațiile de urgență. De asemenea, vă informez că am demarat acțiuni în vederea identificării operatorilor economici sau a altor persoane care desfășoară activități ilicite în legătură cu vânzarea produselor de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus. Fac apel la cetățeni să înțeleagă faptul că aceste măsuri sunt luate pentru binele lor, să respecte indicațiile autorităților de aplicare a legii și să colaboreze cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și ai altor instituții aflați în desfășurarea misiunilor specifice. Nu pot încheia înainte de a mulțumi personalului structurilor de ordine și siguranță publică pentru devotamentul, efortul depus și modul de realizare a sarcinilor în contextul activităților de protejare a populației împotriva noului tip de coronavirus.
Mulțumesc, domnule ministru. Bună seara. Vă informez că am emis ieri și în cursul zilei de astăzi a avizat domnul ministru mai multe ordine ale comandantului acțiunii care privesc următoarele aspecte. Primul ordin prevede măsuri de redistribuire a medicilor rezidenți, bineînțeles a studenților și elevilor în regim de voluntariat, în caz de necesitate, în sprijinul personalului medical din spitale și din serviciile de urgență. Astfel, începând de mâine, 18 martie, rezidenții la specialitățile medicină de urgență, anestezie, terapie intensivă, boli infecțioase, vor întrerupe stagiile de practică în toate celelalte secții în care sunt distribuiți și se vor prezenta până la ora 12 la centrele de îndrumare pentru includerea în turele și gărzile din secțiile a căror specialitate urmează. De regulă, rezidenții fac stagii și rotații, ajung pe secții care nu fac parte din specialitatea lor pentru partea lor de pregătire. La acest moment întrerupem acest lucru și vor reveni în centrele lor de bază, unde vor practica exact domeniul pentru care se specializează. Rezidenții în specialitățile medicină internă și medicină de familie întrerup de asemenea stagiile de pregătire și se vor prezenta la direcțiile de sănătate publică în vederea repartizării la serviciile de ambulanță, unitățile de primiri urgențe, camerele de gardă sau secțiile de spital, în funcție de necesități, inclusiv pentru a sprijini direcțiile de sănătate publică. Rezidenții aflați în alte centre decât cele de îndrumare, pentru că unii sunt detașați, se vor prezenta la responsabilii de rezidențiat în vederea luării în evidență și repartizării în funcție de necesități din centrul în care se află la acest moment. Rezidenții din alte specialități medicale decât cele enumerate până acum vor fi luați în evidență pentru a fi repartizați în funcție de necesități de către direcțiile de sănătate publică. În localitățile unde sunt mai multe spitale, rezidenții vor fi repartizați în funcție de nevoile fiecarei unități spitalicești în colaborare cu direcțiile de sănătate publică. Programul de pregătire pentru obținerea atestatului în medicină de urgență prespitalicească va fi suspendat și cursanții se vor întoarce de urgență la unitățile de unde provin, respectiv serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe. La nivelul fiecărui centru universitar din cadrul facultăților de medicină vor fi recrutați studenți, începând cu cei din anul 4, pe bază de voluntariat, pentru a sprijini activitățile din camerele de gardă. Studenții recrutați desfășoară activități de sprijin doar în situația depășirii capacității curente a unităților medicale. Recrutări similare se vor face în fiecare județ unde există școli post-liceale sanitare, începând cu cei din anul 2. De asemenea, elevii recrutați vor desfășura activități de sprijin doar în cazul depășirii capacității curente a unităților medicale și doar pe bază de voluntariat, dacă doresc acest lucru. Comitetele județene și locale de urgență se vor asigura de cazarea și hrănirea studenților, elevilor și rezidenților recrutați, dacă acest lucru este necesar. Tot prin ordin al comandantului acțiunii am stabilit faptul că Institutul Național de Sănătate Publică este desemnat autoritate responsabilă pentru monitorizarea testării și raportarea integrată a situațiilor generate de noul tip coronavirus. Deci toate analizele, toate investigațiile, câte teste mai sunt, câte teste s-au făcut, câte negative, câte pozitive vor fi centralizate de Institutul de Sănătate Publică și raportate Ministerului Sănătății și Centrul de Comandă și Control al Intervenției aparținând Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Departamentului pentru Situații de Urgență. Totodată, de menționat că au fost instalate 162 de corturi speciale destinate triajului medical, dar și pentru fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei. Astfel de centre, astfel de corturi, puteți să le mai vedeți și în fața unor spitale, unde au fost instalate pentru separarea fluxurilor între cei care vin pentru alte motive decât cele care reprezintă febră și simptome respiratorii și cei care vin cu aceste motive unde se face o preevaluare înainte de intrare în unitatea de primiri urgență. În același timp, Ministerul Apărării Naționale,
printr-un alt ordin emis în cursul zilei de astăzi, împreună cu Spitalul Ana Aslan, vor întreprinde măsurile pentru instalarea Spitalului Rol 2 al Armatei Române și a unei tabere care va fi în sprijinul spitalului respectiv și vor folosi și spații ale Institutului Ana Aslan pentru a pregăti o unitate sanitară care va permite tratarea celor cu forme ușoare sau forme intermediare în mod deosebit, dacă va crește numărul și va fi necesar acest lucru. Totodată, a fost activat Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, începând cu ziua de mâine, centru care se va afla într-o locație în afara Bucureștiului, cu personal care reprezintă toate ministerele și instituțiile implicate, iar acest centru va coordona toate centrele județene care deja sunt activate și se află în coordonarea prefecților și a inspectorilor șef al inspectoratelor pentru situații de urgență. Acest centru va fi la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne pentru toate operațiunile de coordonare în această situație și în colaborare, bineînțeles, cu toate celelalte ministere și în mod deosebit cu Ministerul Sănătății. Din datele existente până la acest moment, în țara noastră la acest moment au fost confirmate 217 cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus, există 3373 de persoane în carantină și 18.965 de persoane în izolare la domiciliu, iar aceste date sunt date în dinamică și pot să se schimbe din minut în minut. În următoarea perioadă urmează să se emite și alte ordine și dispoziții care vor viza pregătirea județelor pentru a face față infecției cu noul tip de coronavirus și pentru a face față, bineînțeles, și a sprijini populația care va avea nevoie de îngrijiri medicale. Singura rugăminte care o avem la acest moment este ca populația să asculte recomandările, să evite prezentarea la unitățile de primiri urgență și la camerele de gardă pentru simptomele de viroză, febră, tusă și mai degrabă să ia legătura cu medicii de familie sau prin 112 cu serviciile de urgență pentru a stabili modalitatea în care vor fi consultați, astfel încât să nu pună viața altora în pericol, dar nici viața lor în pericol. Mulțumesc! Aș dori să vă anunț că de fiecare dată când vom lua decizii, le vom aduce la cunoștința dumneavoastră în cel mai scurt timp. Pentru că trebuie să fiți la curent cu tot ceea ce facem aici. Dragi români, toate măsurile luate sunt în scopul prevenirii eficiente a răspândirii pe teritoriul României a noului coronavirus. Vreau să precizez că nu suntem în situația în care să închidem orașe, nu suntem în situația în care să raționalizăm alimente. Sunt fake news-uri. Ce măsuri luăm acum, toate acestea le facem pentru a asigura așa numită distanțare socială pentru o perioadă de timp, astfel încât să ne asigurăm că în România nu se va ajunge la o răspândire intracomunitară extinsă. Planul de măsuri al Ministerului Afacerilor Interne se va aplica gradual. Așadar, vreau să transmit tuturor românilor să nu cadă pradă informațiilor false, să fie puternici și lucizi. Să fiți siguri că noi toți cei din Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile partenere suntem la datorie. Vă dau un simplu exemplu, împreună cu Ministerul Educației și Învățământului, cu Ministerul Afacerilor Externe, rezolvăm în următoarele ore ca cei 36 de elevi din Spania și cei 31 din Portugalia, împreună cu profesorii lor, cei care au participat la un proiect Erasmus Plus, vor ajunge în țară. Iar ceilalți 40 de elevi din Portugalia
împreună cu profesorii lor, vor ajunge în țară în zilele următoare. Așadar, suntem la datorie într-un parteneriat corect și eficient cu toate instituțiile. Dragi prieteni, fac acum în această seară un apel către frații din diaspora. Nu este bine pentru compatrioții noștri din țară să reveniți acum acasă. Trebuie să vă aduc la cunoștință că veți intra direct în carantină sau în izolare la domiciliu. Iar cei care fac declarații false, din păcate, vor avea dosar penal. Fac un apel la înțelepciune și la maturitate. Trebuie să avem cu toții grijă din țară și din străinătate de copiii, părinții și bunicii noștri acum mai mult ca niciodată. În încheiere, și eu și toți cei care suntem la datorie și colegii mei, Raed Arafat și Bogdan Despescu, împreună cu echipele care sunt zi de zi în frontieră, în orașe, în comune și în București, împreună cu medicii, cu toți cei implicați în această activitate. Apelul nostru este simplu. Respectați sfaturile medicilor și măsurile personale de autoprotecție și siguranță. Noi suntem aici pentru dumneavoastră și doar împreună vom reuși. Vă mulțumim! Domnilor, măsuri extreme anunțate de reprezentanții și comandanții celulei de criză, în frunte cu ministrul de interne Marcel Vela, și asigurările că România nu e în situația de a raționaliza alimentele și de a închide orașele. Gabriela Firea, primar general Capitalei, în direct alături de noi, așa cum v-am promis. Sărut mâna, doamnă! Sărut mâna, doamna Firea! Bună seara dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor! Mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și în această seară. Măsuri, hai să spunem, de organizare în domeniul sanitar al ordinii publice și asigurări că România nu este în situația de, repet, a închide orașe și de a raționaliza alimente. Asta e o veste bună sau e o veste rea pentru București, doamnă? Cred că tot ce s-a anunțat în această seară nu este altceva decât un plan de măsuri așteptate de către întreaga populație, pentru că în acest moment măsurile preventive sunt cele care salvează vieți. A lăsa lucrurile să se desfășoare într-o aparentă normalitate sau a lăsa ca fiecare să se conformeze după gradul său de înțelegere a riscului la care se supune pe el și pe ceilalți, nu ar fi fost de bun augur. Practic, în această seară s-a anunțat faptul că se închid restaurantele și funcționează pentru livrarea domiciliu, ceea ce iată că este o veste bună, totuși, aceste mici afaceri pot să continue, să-și păstreze și locurile de muncă pe cât posibil angajații respectivi, să nu moară tot business-ul din România. De asemenea, toate celelalte activități economice să se desfășoare mai mult, așa cum s-a precizat și în cazul restaurantelor, cu comenzi online. Și de asemenea restrângerea tuturor activităților din domeniul cultural, sportiv, spiritual, religios, ceea ce, repet, sunt acțiuni de bun simț, pentru că, din păcate, am observat că sunt destule persoane care traduc din română în română ceea ce transmit autoritățile și fac un plan personal pentru această perioadă, ceea ce este foarte riscant. Chiar dumneavoastră ați difuzat cazul ofițerului care a fost internat la Gerota, domnul de 60 de ani întors din Israel, care nu a comunicat imediat de unde a venit și că era dintr-o zonă de risc. Și iată câte îmbolnăviri sunt. Chiar astăzi un număr foarte mare de cadre medicale au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Deci riscurile sunt foarte mari. De aceea măsurile trebuie anunțate de la nivel guvernamental, implementate de către toate autoritățile publice, centrale și locale, pentru a fi bine înțelese de către cetățeni. Ele nu trebuie să ne sperie.
Bineînțeles că nu poate fi privit cu bucurie un astfel de set de măsuri, dar trebuie să fie privit ca o soluție salvatoare. Să nu ajungem la un număr foarte mare de persoane infectate, să nu ajungem la un număr foarte mare de persoane ajunse în stare critică la spital. Sunt, de fapt, măsuri de prevenție. Doamna Firea, înțeleg că interdicția asta de vânzare a alcoolului, cel puțin în spațiile publice, și aici mă refer concret la restaurantele hotelurilor și la cele care ar putea strânge mai mult de 100 de persoane, interdicția asta se adresează și, hai să spun, comerțului, fie că el mai mult sau mai puțin stradal, fie că el de nivelul, hai să spun, al retailerilor, pentru că, în definitiv, dacă te... sau românește, dacă mă duc să-mi iau bere de la Non-Stop sau de la hipermarket, mă servește cineva sau intră în regimul de... Că e o întrebare. Nu, eu am înțeles că nu mai putem să mergem, spre exemplu, să servăm onomastica, da, sau aniversarea, sau să ne întâlnim cu prietenii vinerea seara la un restaurant. Nu faptul că nu se mai poate duce un cetățean la alimentarea să-și cumpere pe lângă alimentele de bază dezinfectant și alcool dacă dorește sau dacă are un eveniment în familie. Eu așa am interpretat. Și faptul că se fac livrări la domiciliu, atât pentru alimente... Asta e un lucru bun, doamna Firea. Băuturi alcoolice, dar asta este ultima noastră problemă națională. Sunt convins de treaba asta, dar vă asigur că sunt mulți care suferă de la o astfel de măsură. Doamna Firea, cum stăm la ora actuală cu numărul carantinaților, cu numărul celor aflați în izolare? Pentru că, în definitiv, marea majoritate la toți se raportează vine pe București. Da, aș mai vrea să fac doar o remarcă în legătură cu informațiile din această seară. Dacă ați observat și sunt sigură că ați fost foarte atent, din acest moment polițiile locale, da, care erau până în momentul situației de urgență în subordinea primarilor, trec în subordinea reprezentanților Ministerului de Interne. Sunt convinsă că nu vor fi excese, că nu vor fi abuzuri, oricum cu toții vom monitoriza această activitate. Dar vreau să îi asigur pe cetățeni că noi oricum am avut o colaborare bună în cea mai mare parte, da, tot în interesul populației. Vă deranjează, vă încurcă cu ceva schimbarea subordonării? Nu, nu mă încurcă, pentru că noi vrem să colaborăm cu toate autoritățile statului, beneficiul cetățenilor, și nu este timpul orgolilor. Și nici nu este timpul acum să ne arătăm care avem atribuții mai mari sau mai mici. Și până acum am colaborat atât poliția locală a municipiului București, care este în subordinea primarului general, cât și cele 6 poliții locale de sectoare, care sunt în subordinea primarilor de sectoare. Am colaborat cu Brigada Rutieră, cu Poliția Capitalei, cu Ministerul de Interne, în beneficiul, repet, al cetățenilor. Deci asta era remarca pe care voiam să o fac. Și acum întrebarea tehnică, doamnă. Tehnică, da. Câți carantinați, câți izolați, câți internați? Repet. Din păcate avem mulți în continuare în București. Astăzi raportăm 500 de persoane în carantină în municipiul București, în deja 8 spații care sunt asigurate de către Primăria Capitalei și primările de sector. Asigurăm, bineînțeles, toate alimentele de bază, îmbrăcăminte, schimburi, lenjerii, obiecte de îngrijire personală, sunt și copii și avem grijă și de ei, să treacă cu bine această perioadă de carantină. Și aproape 1500 de persoane în izolare, din păcate, și semnalez acest lucru, nu toți înțeleg faptul că izolarea nu este facultativă și își fac un rău imens lor, familiilor lor, colegilor, prietenilor, vecinilor de scară, dacă rup această izolare și se duc până la magazin sau se duc până la birou. Eu fac un apel încă o dată prin intermediul dumneavoastră să respecte izolarea cei care au această indicație din partea DSP-ului. Vedeți câte cazuri au apărut între timp din cauza unor neglijențe sau din cauza faptului că mulți au considerat că lor nu li se poate întâmpla așa ceva. Iată că se poate întâmpla oricui. Această boală nu-i ferește nici pe cei cu funcții, nici pe cei foarte tineri și așa mai departe. Ce se întâmplă cu copiii, puțin deocamdată, care vor fi infectați cu coronavirus și unde vor fi tratați, domnul? Matei Bal și Victor Babeș sunt cele două spitale din linia întâi care tratează infecțiile cu coronavirus atât pentru copii cât și pentru adulți, dar cele două spitale trebuie să fie sprijinite, pentru că deja au un număr mare de pacienți, atât copii cât și adulți, și atunci toate celelalte patologii care ar fi mers până acum din zona infecțioaselor la Victor Babeș sau Matei Balș
vor fi preluate începând de astăzi și de Spitalul Victor Gomoiu, care este în administrarea Primăriei Capitalei, alături, bineînțeles, de Spitalul Grigore Alexandrescu și de Marie Curie, pentru că este esențial să le spunem părinților, prin intermediul dumneavoastră, că chiar dacă apar și alte tipuri de boli, pentru că sunt în această perioadă și viroze obișnuite și gripe sezoniere și enterocolite, pot fi tratate pe lângă celelalte două spitale de urgență și la Spitalul Victor Gomoiu. Mulțumesc mult pentru intervenție, doamnă. Sper să vă avem alături de noi și mâine seară. Luăm o foarte scurtă pauză, după care revenim în forță. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, va fi în direct alături de mine și de dumneavoastră, domnilor și domnilor. De asemenea, fostul premier Victor Ponta va fi și el în direct și vom comenta împreună cu cei doi oameni politici de rang înalt măsurile de ultimă oră adoptate de celălalt de criză. Veți vedea și exodul românilor din Europa Vestică spre România, tranzitând Ungaria într-un termen limite care li s-a dat, și drama altor români care nu se pot întoarce acasă, deși și-ar dori foarte mult treaba asta.